las seama și eu că mă asortez cu obiectele astea vechi ale dumneavoastră cu care v-ați decorat biserica. Mă simt bine în această ambianță. Mulțumesc fratelui Bogdan pentru invitația care mi-a făcut-o să fiu împreună cu dumneavoastră în această dimineață așa de frumoasă. Tot mai puțin oameni mulțumitori găsim în lumea de astăzi. De fapt, Apostolul Pavel spunea lui Timotei că oamenii din vremea din urmă vor fi nemulțumiți, vor fi nemulțumitori. Am citit recent o carte care se intitula Mulțumesc, iartă-mă, îmi pare rău. Se pare că cuvintele astea sunt foarte rare astăzi. Dacă întrebați pe soția dumneavoastră, o să vă spună că a spus foarte rar, îmi pare rău și iartă-mă. Poate foarte rar a spus mulțumesc. Atunci când a stat la masă și bucatele pregătite de ea au fost atât de bune, ni s-a părut că merităm, nu-i așa? Că doar noi am muncit pentru asta. Nemulțumirea, spunea cineva, este motorul care împinge lumea înainte. Oamenii nemulțumiți inventează lucruri noi, creează progres, spun ei. Americanii spun că progresul Americii este întreținut tocmai de nemulțumirea americanului cu starea în care el se găsește. Problema este că această nemulțumire noi o direcționăm unde nu trebuie. Ar trebui să fim nemulțumiți de noi înșine. Ar trebui să fim nemulțumiți de starea noastră spirituală, de creșterea noastră spirituală, de bunătatea noastră, de toate calitățile frumoase care ar trebui să le avem, de roadele Duhului care ar trebui să le avem din belșug. Dar noi ne găsim mulțumirea, așa ca lumea din jurul nostru, în ceea ce avem, nu ceea ce suntem. Ar trebui să ne găsim mulțumirea în Dumnezeu care ne-a dat toate lucrurile. Am să vă spun câteva exemple din Sfânta Scriptură a unor oameni care au știut să spună mulțumesc. Eram copil și veneau musafiri din când în când pe la noi și întotdeauna ne aduceau câte ceva și n-am să uit niciodată cuvintele acelea, cum spui? Imediat mama te trăgea de mânecă, cum spui? Foarte greu am învățat să spunem mulțumesc. Sărbătoarea aceasta a mulțumirii este o ocazie să ne aducem aminte să folosim mai des lucrul ăsta, cuvintele acestea, care încep să fie foarte rare. Am fost așa de impresionat când la sărbătoarea mulțumirii de anul trecut am primit câteva telefoane de aici, din România, de la niște oameni la care nu m-aș fi așteptat niciodată, să-mi spună mulțumesc. Am făcut probabil ceva bine pentru ei cândva și și-au adus aminte. Și este așa de extraordinar să știi că există oameni care încă au recunoștință pentru binele pe care l-au făcut, ți-au făcut. E bine să ne aducem aminte de oameni care ne-au făcut bine în viață. Noi am avut un obicei la bisericile pe care le-am păstorit, acum, slavă Domnului, am ieșit la pensie. Tot îi spuneam la fratele Bogdan că dacă aș fi știut ce bine e să nu mai fii pastor, de mult m-aș fi lăsat de treaba asta, dar se pare că n-am avut nicio șansă cu el. Când eram păstor, sărbătoarea mulțumirii din bisericile pe care eu le-am păstorit era absolut unică, încercam de fiecare dată să fie diferită. Nu numai că puneam și noi pe ecran oameni care spuneau mulțumesc unul altuia, dar am făcut ceva și mai mult. Fiecare dintre noi am fost ajutați de cineva când am venit în America. Atunci se spunea sponsor, cineva care ne-a trimis niște acte, o invitație să venim în America. Apoi au fost oameni care ne-au așteptat la aeroport. Eu am prins vremuri foarte bune, m-au așteptat cu fanfara, până au venit teroriștii și ne-au obligat să nu mai putem intra în aeropoarte. Dar veneau până acolo la ușa avionului. Zeci de frați. Cum să uiți momentele acelea?
toată averea era în câteva geamantane. Tot ce am avut în lumea asta era în câteva geamantane. Veneam din Oradea, veneam din România, din frig, într-un februarie, și în aeroport ne întrebam dacă am venit de la Polul Nord. Soția avea o bundă din aia așa mare, eu la fel, un Alain Delon. Era o piesă foarte prețioasă pe vremea aceea. Ne-au întrebat dacă venim la Polul Nord. Apoi ne-au dus într-o casă pe care au închiriat-o pentru noi și au mobilat-o așa cum au știut ei. Cu ce aveau oamenii atunci foarte săraci? La copiii le-au cumpărat niște paturi supraetajate. Mi-aduc aminte că, datorită fusului orar, se trezeau pe la două noaptea și se jucau. Unul era capitan la vapor, deja erau vapoare paturile acelea. Dar cum să uiți bunătatea celor oameni care ne-au umplut frigiderul cu tot ce ne trebuie? Ne-au dus o oală mare de sarmale. Ne-au dus tot ce am avut noi nevoie în timpul acela. Și am început să folosim acest bun obicei de a întâmpina pe cei care vin. Aveam un depozit de mobilă în subsolul unei clădiri, mobilă pe care o aruncau alții. Noi adunam, pentru că era foarte bună când veneau frații. Le închiriam un apartament, le plăteam chiria câteva luni, îi ajutam să-și câștige carnetul de conducere, mai puneam câte o pilă la polițiști. În Chicago erau caii noștri, puteau fi mituiți cu $20 foarte ușor. Noi românii ne pricepeam la chestia asta și ajutam pe oameni să se stabilească. Veneau în biserică și primeam bine. Și la aceste sărbători i-am obligat într-un fel să-și aduc aminte de oamenii care le-au făcut bine. Și își aduceau aminte de oamenii care i-au așteptat, care le-au spus bun venit, care le-au cumpărat câte ceva. Țin minte, în prima zi când ne-am dus la biserică în Chicago, Rodica n-a găsit decât un ciorap albastru și unul roșu la cel mai mic dintre copiii noștri, dar avea niște cizmulițe și am zis să nu te descalți, Doamne ferește. Și bineînțeles că s-a descalțat. Și o soră din biserică a văzut treaba asta. La sfârșitul serviciului a venit la noi cu o pungă mare de ciorap pentru copii. Cum să uiți lucrurile astea? Aduceți-vă aminte de oamenii care v-au făcut bine, care au spus un cuvânt bun pentru voi, care au fost drăguți cu voi, care au fost politicoși, care v-au ajutat, v-a dat o mână de ajutor. Domnul Iisus Hristos a vindecat 10 leproși. Și spune Luca în capitolul 17, versetul 12, că numai unul a venit înapoi să mulțumească din 10. Este oare așa un procent, doar 10% din oameni știu să spună mulțumesc? Probabil că da. Țin minte că am ajutat pe cineva la o școală aici în România și îi trimiteam din puținul care noi am avut $50 în fiecare lună. Și s-a întâmplat de-a lungul anilor că am ajuns să predau un curs la școala aia. Și mă așteptam într-un fel ca băiatul ăla care era dintr-un sat apropiat de-a meu să vină la mine și să spună mulțumesc. N-a venit deloc. N-a venit pentru că oamenii nu spun mulțumesc din mai multe motive. Nu că nu sunt recunoscători. Unii nu știu să comunice. Unii nu se simt confortabil cu oamenii. M-am auzit pe unul care a spus că ar fi foarte bun pastor dacă n-ar fi oameni în biserică. Uneori și eu am avut senzația asta, de multe ori. Era mai confortabil cu cărțile de la mine din birou decât cu oamenii din biserică. Și nu întotdeauna poți să spui mulțumesc. Și mi-am dat seama că băiatul ăsta avea o problemă cu oamenii. La sfârșit l-am rugat să se facă bibliotecar, contabil, orice altceva, dar nu pastor. Pentru că i-am zis, o să suferi oamenii enorm din pricina asta, dar o să suferi și tu foarte mult. Nu știu dacă m-a ascultat. Ar fi fost bine să mă asculte.
E natura multora dintre noi să nu fim așa repede, să spunem, mulțumesc. Și poate că și ăștia 90%, nu? 9 leproși nu le-a venit ideea asta. Poate că s-au gândit, așa cum spunea cineva, să vadă dacă vindecarea asta ține, nu? Să vadă dacă sunt de acord și preoții, că trebuia să te duci la preot să confirme că ești vindecat, nu? Unii au zis, mă, prioritatea numărul unu, să mergem acasă, să spunem bucuria asta la toată familia, nu? Cum să te duci să spui mulțumesc că te-a vindecat Domnul? Dar unul a venit și Domnul spune, numai ăsta, și era și străin, Domnule, nici măcar evreu nu era. Și numai străinul ăsta a știut să vină să spună mulțumesc. Învățați să spuneți mulțumesc și mai ales spuneți mulțumesc lui Dumnezeu pentru toate lucrurile. Va veni o vreme în viața voastră când o să mulțumiți lui Dumnezeu pentru lucrurile la care acum nu vă gândiți. Eu îi mulțumesc Domnului de multe ori că pot urca niște scări, așa într-un picior, dar le urc. Mulțumesc Domnului pentru treaba asta. Înainte, mi-aduc aminte, coboram de la etajul 10 a Facultății de Construcții din Timișoara și aveam o dexteritate extraordinară să cobor scările, că aveam niște pantofi cu talpă de nylon, de plastic, și aluneca grozav de tare, Domnule. Și eram de invidiat cum coboram scările ca la patinoar. Mă gândesc la vremurile acelea și astăzi sunt foarte bucuros dacă reușesc câteva trepte să trec datorită unui genunche care s-a înțepenit. Mulțumiți Domnului pentru lucrurile care le aveți, pentru copiii voștri, pentru soția care o aveți, pentru soțul vostru, pentru tot ce v-a dat Dumnezeu. Pentru că mulțumirea, spunea Apostolul Pavel, este un fel de deprindere. Trebuie să faci exerciții, să te deprinzi, să fii mulțumit. În Filipeni, capitolul 4, Apostolul Pavel spunea așa, că el s-a obișnuit să fie mulțumit. Este o obișnuință pe care ar trebui să ne-o facem în sensul acesta. Iată ce spune Apostolul aici în Filipeni, capitolul 4, este un verset care mie îmi place foarte mult. El zicea așa, a primit niște bani de la frații din Filipi. Au trimis pe cineva să-i aducă niște resurse. A venit cineva cu pachet, nu, la Pavel. Eram student și eram invidios pe colegii care primeau pachet de acasă. Nu? Într-o zi a venit tata la mine și n-am fost la cămin și mi-a dus un pachet. Și tare l-au lăudat băieții că au mâncat tot și a dus tata, au lăudat ce pricepute mama la prăjituri. Dar Pavel a primit un pachet de la frații din Filip și le scrie epistola aceasta către filipeni și zice așa, căci m-am deprins să fiu mulțumit cu starea în care mă găsesc. Mulțumesc mult pentru ce mi-ați dat, dar eu eram deja deprins să fiu om sărac, zicea el, și să n-am multe lucruri. Știu să trăiesc merit și știu să trăiesc în belșug. În totul și pretutindeni m-am deprins să fiu sătul și flămând, să fiu în belșug și să fiu în lipsă. Pot totul în Hristos care mă întărește. Ascultați-mă, întotdeauna există motive să mulțumiți lui Dumnezeu. Nu merge mașina de spălat. Mulțumește lui Dumnezeu că ai mașină de spălat, că sunt mii de alte femei care bat cu maiul rufele la râu. Okay? Mulțumește Domnului pentru toate lucrurile, pentru că Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod extraordinar. Dar Pavel spune, este o deprindere pe care eu mi-am făcut-o de-a lungul anilor. Și am învățat să fiu mulțumit în orice situație prin care am trecut. Am găsit întotdeauna și partea bună a lucrurilor. Pentru că totdeauna există și o parte bună a oricărui lucru din viața noastră. Așa este făcută viața. Și spunea Pavel, m-am deprins. Faceți exerciții să fiți deprinși cu situația în care sunteți.
să vă obișnuiți cu ea și să spuneți mulțumesc. Mulțumiți Domnului pentru puținul care îl aveți sau lucrurile multe care le aveți. Mulțumiți lui Dumnezeu întotdeauna pentru că darurile vin de la El. Toate darurile bune și desăvârșite vin de la Părintele Luminilor, de la Dumnezeu. Dacă n-ar fi fost Dumnezeu de partea noastră, unde am fi fost astăzi? Dar El a fost bun cu noi și spunea Pavel, știu să trăiesc zmerit, știu să trăiesc în sărăcie, dar și în belșug, oriunde aș fi pe scara aceasta a societății, eu știu să spun mulțumesc, știu să fiu mulțumit înaintea lui Dumnezeu. Faceți-vă asemenea deprindere. Începeți din seara asta să spuneți mulțumesc soției la fiecare masă pe care vă gătește, ok? Lăudați fiecare ciorbă pe care o face. Mulțumiți copiilor că sunt drăguți și buni și politicoși. Parcă nu este natura noastră a românilor să spunem mulțumesc și să lăudăm și să apreciem pe alții. Cred că ar trebui să recâștigăm o cultură a onoarei, cum spun alții, să onorăm pe cei din jurul nostru. Și un cuvânt foarte potrivit de a-l onora pe cineva este să spui mulțumesc, să fii recunoscător. Pentru simplu fapt că există, pentru simplu fapt că e bun cu tine, că este membru din familia ta. Faceți exercițiul acesta și mulțumiți pentru tot ce se întâmplă în familia dumneavoastră și să vedeți că se schimbă atmosfera din familie. Spuneam înainte că Apostolul Pavel vorbea lui Timotei că vremurile din urmă vor fi vremuri grele, zicea el. Este foarte interesant că expresia aceasta de grele, vremuri grele, o găsim într-un loc foarte interesant din Noul Testament, când se vorbește despre îndrăciții din Gadara. Îndrăcitul din Gadara era așa de cumplit, așa de îngrozitor omul acela, că băgase groaza în tot ținutul din jur. Și Pavel spune, vremurile din urmă vor fi vremuri îngrozitoare, teribile, înspăimântătoare. Și dă o listă de vreo 18 caracteristici ale oamenilor din vremurile din urmă. Oamenii vor fi, zicea el, iubitori de sine. Oamenii care se iubesc pe ei înșiși nu prea spun mulțumesc niciodată. Vor fi iubitori de bani, ăștia nu se satură niciodată și nu spun mulțumesc pentru cât au. Vor fi lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori. Oamenii vor fi nemulțumitori în zilele din urmă. Să știți că analizând caracteristicile acestor oameni din urmă și semnele sfârșitului viacului despre care vorbea Domnul Iisus, semnele acelea, războaie și toate despre care vorbește Domnul, sunt rodul acestor oameni cumpliți ale vremurilor din urmă. Ei vor produce vremurile grele din urmă. Și o caracteristică a zilelor noastre este că oamenii sunt nemulțumiți. Ascultați-i la televiziune, bombă împotriva politicienilor și nu știu, dumneavoastră aveți, ca și noi americani de fapt, boala asta, cum îl alegem, punem gura pe el pe urmă și îl desfințăm și îl criticăm tot felul. Dar până atunci l-am lăudat până l-am ales, nu? Ori ăștia se schimbă odată cu intrarea în birou ăla sau își iau titlul ăla, ori noi ne-am schimbat. Dar dintr-o dată ăsta devine dușmanul nostru, nu jos cu el. Am călătorit împreună cu soția și foarte mulți frați. De fapt, am făcut o conferință de familie pe o navă din aia de croazieră. Am plecat din Seattle, Washington, în Alaska. Am fost o săptămână în Alaska. Și într-o zi, nava noastră a acostat într-un port din Alaska, numit Skagway, și lângă docul acela în care a ancorat vasul nostru, era un perete de stâncă uriaș, era un munte de stâncă. Șocul nostru a tuturor a fost că pe stânca aceea scria Jos Iliescu, hai rapidu, scria românește. Nu ne-a venit să credem, am crezut că suntem în România undeva, nu? De unde venea treaba asta? Era că pe navele astea erau sute de tineri români.
care erau la bucătărie, la, eu știu, camerele le întrețineau și băieții când aveau timp mai scriau câte ceva pe un munte, dacă o bidinea din aia lată, așa mare, jos Iliescu, nu? Imediat suntem gata să ne exprimăm nemulțumirile și câteodată în locuri ciudate, nu, neobișnuite, și în moduri neobișnuite, nu? Nemulțumirea asta pe care noi o lăudăm într-un fel, pentru că asta face parte din instrumentarul politic astăzi, nu? Toată lumea când candidează spune ce rău a fost sub predecesorul, nu? În America e un dezastru acum în campania asta electorală, fiecare spune ce nenorocire au făcut ăsta pe care trebuie să-l dea jos. Și atunci nu-ți vine să ai o atmosferă de mulțumire. Nimeni nu mulțumește că predecesorul a făcut ceva bine. Nu, nici vorbă. Și binele care l-au făcut e blamat și vorbit de rău, nu? Că altfel nu te aleg oamenii. Ei, campaniile astea electorale înmulțesc parcă spiritul acesta de nemulțumire. Și politicienii ne bagă în cap că trebuie să fim nemulțumiți și ne spun și de ce, nu? Și câteodată au dreptate, prețul la benzină s-a dublat, s-a triplat, nu? Te duci la magazin, toate produsele sunt mai scumpe decât au fost până acum. Ne-au convins deja că o ducem foarte rău și începem să fim foarte nemulțumiți de situația în care noi suntem. Nu se mai poate așa, e un dezastru. Câteodată când mă apucă câte o treabă din asta, mă tot întreb, unde o să fug, domnule, dacă vine comunismul la noi? Că atunci când a venit comunismul în România, am fugit în America, nu? Am fost recent într-un concediu în Mexic și până atunci mă gândeam să fug în Mexic. Acum nu mai vreau să fug în Mexic. Mi-am dat seama că ăștia sunt mai săraci decât eram noi altă dată pe vremuri, pe vremea lui Ceaușescu. Ei, ar trebui să fim mulțumiți de ceea ce ne-a dat Dumnezeu, de locul în care ne-a pus Dumnezeu, de ceea ce suntem. Am întâlnit oameni foarte nemulțumiți de cum arată, nu? Mai ales aici ne distrăm cu soția de ce se întâmplă la televiziunea asta românească. Toată lumea își face operații estetice, toate femeile au buzele mari, așa. Suntem îngroziți de chestia asta, pentru că este o expresie a nemulțumirii. Cum te-a făcut Dumnezeu pe tine, Domn? Tot vrei să te îmbunătățești, nu? Unul mi-a zis că de-aia mi-am lăsat și mustață, să arăt mai bine. Nu, este mustață de camuflaj. Am o bubă aici mare care n-a trecut nici cum și am acoperit-o cu ceva ca să nu se prindă lumea de ea. Ei, oamenii nu sunt mulțumiți nici cum arată. Aveam un coleg la facultate care spunea că dacă ar avea $1,000,000, l-ar da numai 5 cm să fie mai înalt. Umbla tot pe vârfuri, săracul cumpăra pantofi de aia cu toc mai înalt. Când devine mulțumit de modul, nemulțumit de modul în care te-a făcut Dumnezeu, este mare, este mică șansă să trăiești o viață liniștită și frumoasă. Tot timpul vei găsi ceva neregulă cu tine și cu lumea din jurul tău. Aș vrea să închei predica mea, i-am spus fratelui Bogdan că bătrânii țin și predici scurte, și aș vrea să citesc un text care mi se pare extrem de important pentru vremurile acestea în care noi trăim. Este din acea înțelepciune extraordinară a Apostolului Pavel, care a spus celor a care le scria el cât de bună, cât de extraordinară este mulțumirea, zicea el. Evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig. Este un mare câștig. Indiscutabil că în această dimineață sunteți la casa Domnului și ați venit cu toți copiii îmbrăcați frumos, ascultați cuvântul lui Dumnezeu, este un semn al evlaviei. Dar dacă adăugați la evlavia asta și o stare de mulțumire, să mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate lucrurile,
pentru tot ce v-a dat, pentru tot ce sunteți. Să vă mulțumiți, să mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul lui bogat, care și-l arată față de noi în fiecare zi, în orice moment. Lucrul ăsta este un mare câștig, zicea apostolul. Oamenii cred că un mare câștig este să fii nemulțumit și să ai tot mai mult. Să știți că secretul nu este să-ți dorești să ai mai mult, ci să-ți dorești ceea ce ai. Să vii acasă cu bucurie la ceea ce ți-a dat Dumnezeu, să vii cu mulțumire, să-ți îmbrățișezi soția, soțul și copiii cu recunoștință înaintea lui Dumnezeu. Este cea mai mare comoară pe care Dumnezeu v-a dat-o, familia pe care o aveți. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru sănătate. Mulțumiți în timp ce o aveți, pentru că va veni o zi, și asta va veni în viața fiecăruia, când sănătatea este pusă sub semnul întrebării. Cea mai grea zi din viața mea, aș putea spune, a fost o noapte, înaintea unei operații de inimă, când am zis eu ultima scrisoare soției mele. I-am scris tot ce are de făcut, dacă eu nu mai vin de la spital. I-am spus codurile, passwords de la toate site-urile unde trebuie să știe ea. I-am scris totul pe o foaie de hârtie și am mulțumit pentru o serie de lucruri care am crezut că nu i-am mulțumit în timpul vieții mele. Fiți mulțumitor Domnului pentru ceea ce sunteți acum, ceea ce v-a dat Dumnezeu. Dați slavă lui Dumnezeu pentru toate și trăiți o viață de recunoștință permanentă înaintea lui Dumnezeu. Tot ceea ce suntem, tot ceea ce vom fi în viitor este dragostea, bunătatea și harul Domnului nostru Iisus Hristos, pe care vi-l doresc să fie din belșug peste dumneavoastră și casele dumneavoastră. Amin.